Mi-am dat foc la urechi. Și până, uite, uite cât de stai, tu vezi? Hai, normal, mă, și fain, băi, față de asta să facem un vlog mai special, pentru că, sincer, nu mi s-a întâmplat niciodată o chestie de asta așa, pe termenul ăsta medical, știi, gen, să nu aud. Acum filmez vlogul când nu mai am nimic sau ceva de genul ăsta, s-a terminat totul de asta și am făcut timp tot ce acum a sfârșit. Ce ai, mă, de lat? Ai boală pe tine? Acum sunt până la vârmiu că trebuie să ne tundem, că uitați și voi ce păr am și etc. Și o să vă las câteva imagini din din toate secvențele astea ce s-a întâmplat ieri, pentru că a fost foarte, foarte ciudat. Deci, efectiv, eu mi-am pierdut auzul pentru, nu știu, 12 ore sau ceva de genul ăsta, știi? Deci nu mai auzeam deloc, efectiv, deloc cu urechea stângă. Și mi s-a părut atât de ciudat, frate, și nu știu dacă și vouă vi s-a întâmplat chestia asta, dar vreau să vă întreb, știi, cu... totodată, să văd cum ați reacționat, ce ați făcut în cazul ăsta, dacă v-ați făcut și voi aceleași lucruri. O să vă las mai mult acum să vedeți ce am făcut eu aseară pe la 5:30 dimineața, că am fost Val Vârtej până la farmacie și mi-am luat acolo niște chestii și o să vă arăt ce am făcut atunci, bine? Ca să nu mai ne lungim atâta la vlog. O să vedeți că mi-a cam luat urechea foc, e foarte interesant. Hai că vă las cu imaginea. Hai că mi-am dat foc la urechea la 5 dimineața. Dacă nu mai aud cu urechea stângă, frate, ești nebună, că... Deci mâine direct sunt la orare dacă nu mai aud. Dacă mă trezesc mâine și nu mai aud, e clar. Cred că îmi cade asta în ochi. Nu scade, ce? Adică nu cade dacă e. Uite ce fac eu la 5 dimineața, Dumnezeule mare. A, și apropo, medicul ORL mi-a spus că nu este corect sau nu e tocmai ok să bagi o chestie de aia de ceară în urechi sau, mă rog, e o chestie de miere de albine, ceva de genul ăsta, ce-am băgat eu de a zis acum imaginea asta, mi-a spus să nu băgați chestia asta în ureche, să mai bine să, și că asta se face frecvent, gen, adică la o dată la un an de zile se face câte o spălătură de asta în ureche ca să desfunzi doapele din urechi, pentru că toată lumea are chestia asta. Asta mi s-a părut destul de ciudat, dar în orice caz nu folosiți bețișoare de urechi. Vă las în continuare cu vlogul. Îmi iau urechea foc. Poate scade aia într-o parte. Bă, tăi, măcar să o prinde dacă pe filmare, dacă îmi cade în față, să iau focul tot. Păi o să scadă pe păr și nici apăr. Păi zi cum să țin față. Glumeam. Hm? Glumeam. Ah, super. Bine pe glume. Hai că tot n-aud. E ok. Deci prima dată asta a fost cleiul meu din ureche, din cealaltă parte, știu cum am venit, mi-am făcut la ambele urechi și am făcut-o pe aia la altă pe prima de probă, știi, gen, ca să văd dacă funcționează așa ceva și am văzut că a scos destul de mult clei și fii atent ce iese din asta. Și mi-am dat și cu un spray de ăsta, nu știu cum îi zice la spray-ul ăsta, frate, dar mi-am dat și cu ăsta de două ori și totuși nu a avut, frate, adică nu mi s-a întâmplat niciodată, uite, frate, cât e. Deci n-am întâlnit niciodată tehnica asta. Ce până, uite cât de ăsta e, tu vezi? Ești boss. Deci uite câtă mizerie de asta am scos din ochi, uite și tu. Și uite cât era, adică uite, Doamne ferească să Dumnezeu. Și totuși, deci nu aud. Deci totuși nu aud. Adică nu știu ce până mea cu aia la urechea asta, să-mi fac până dacă aud cu ceva cu aia. Deci chiar sunt curios să postez mâine un vlog, frate, și să-mi spună lumea ce pula, uite ce fac eu, uite ce sună. Dă-mi să mă gândesc. Hey Siri, what is the clock now? It's 5:52. Deci 5:52, nu? 50, tu a zis? Nu prea aud. Hai, închide. Hai, bună dimineața, mă, șefa, nu. Băi, continuăm vlogul. Băi, coaie, cât de ciudat e, frate, deci efectiv nu aud cu urechea stângă. Continuăm vlogul de ieri, să zic așa, pentru că nu știu cum o să montez toată chestia asta de vlog, dar ideea este, frate, că nu aud absolut deloc. Deci nu aud cu urechea stângă absolut deloc și nu înțeleg de ce. Acum tocmai mi-am pus căștile pe urechi, știi, gen, ca să văd dacă aud muzica sau ceva de genul ăsta. Aud, dar aud ceva foarte vag, așa, știi, gen. Mi se pare atât de ciudat și mi-am făcut și o programare la spital, frate, pentru că mi se pare ceva, nu știu, e nașpa rău de tot, adică pentru oamenii care au deficiența asta de auz, sper să nu fie ceva grav, am înțeles că din ce mi-a spus la spital, să nu-mi fac griji, este un dop de ureche, ceva de genul ăsta se rezolvă, nu mai vă băgați bețișoare în urechi, nu mai faceți nimic de genul ăsta și nu știu, să revin cu povestea după ce vin de la spital, pentru că trebuie să ajung pe la ora 1:20, da, știu că n-am ceas la mână, m-am uitat la calculator. Ca idee, da, nu știu care e treaba, dar chiar mă sperie, bă, și, bă, deci n-aveți idee că eu în partea asta
auzi sunetul, dar auzi sunetul din partea asta la altă, știi, gen, adică dacă mi-aș astupa urechea asta, e gen, n-aș auzi cu asta, știi, și e foarte ciudat. Și o să revin după ce revin de la spital, adică mă rog, ca să pot să văd care e treaba cu chestia asta. Băi, e foarte ciudat. Vă vi s-a întâmplat așa ceva? Băi, băieți, am ajuns la mare spital, ne-am completat aici, nu știu ce, fișe, chestii de genul ăsta, suntem aici, hop. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Doamne, și sper să fie bine și sper să aud și eu astăzi, zic. Deci nu-mi vine să cred că omul a terminat, sau mă rog, femeia respectivă a terminat în 10 secunde, frate. Hai că mergem acasă, că bate vânt. Băi, și fain, am ajuns acasă, ce e drept, acum nu mai am absolut nimic, nu știu, n-am vrut să vorbesc acolo la spital, pentru că se uita lumea awkward, așa, știi, gen, că filmam și chestii de genul, și când am ieșit din instituție acolo, din Green Park sau ceva de genul ăsta se numea, toată lumea se uita la mine, gen, uite-și pe la cu camera unde se filmează, nu știu de ce, în 2019 lumea nu știe că există vlogging sau chestii de genul ăsta, adică mi se pare destul de ciudat. În fine, da, la ureche, îmi pare rău că n-am luat foaia, nu mai știu ce am făcut cu ea, m-am uitat pe ea și am aruncat-o sau ceva de genul ăsta, nu știu, dacă o caut, o să o caut și o să o pun pe ecran, dacă nu, aia e. Am avut un dop în ureche, practic, toată chestia asta, deci nu este bine și este greșit să te scobești cu bețișoarele alea de urechi, știi, să te scobești în ureche, practic, pentru că tu țindești murdărie, murdărie, murdărie în continuu în ureche, știi? Și ci că se face frecvent, la un an de zile se face câte o spălătură de asta la ureche, gen, știi, ceva de genul ăsta. N-am auzit și eu nici până acum de chestia asta, sincer să fiu, e prima dată când aflu de așa ceva și prima dată când mi s-a înfundat urechea în halul ăsta, deci credeți-mă, este o senzație așa de ciudată. Acum este super ok, știi, adică aud mai bine decât înainte, pot să spun că am 7.1 în urechi. Nu, e ok. Deci pe mine chiar aud super bine și este super ok. Mulțumesc, mamă, dar chiar nu m-a durut deloc și chiar a fost super ok doamna doctoră Păun sau ceva de genul ăsta, o chema, nu mai țin minte, dar o chem respect pentru doamna doctor. Mi-a băgat un ceva cu presiune gen în ureche și n-am putut să filmez pentru că mi-a zis că fără camere și chiar este chestia de genul ăsta, știi? N-am putut să filmez chestia, dar credeți-mă, mi-a ieșit. Deci cât am eu până aici, degetul până aici la nivelul ăsta, credeți-mă, atât am avut în ureche acel dop de ureche. Deci 5 cm de clay din ăla, deci frate, aveam mare fabrică de lămânări în urechi, dar nu știu, eu n-am înțeles cum putea, deci pe bune că aud mai bine decât înainte, sau poate e doar efectul la placebo, să zic așa. Nu știu ce să zic, da, cam asta a fost experiența mea foarte, foarte ciudată. O să montez vlogul ăsta, probabil și o să-l pun astăzi. Eu acum nu știu dacă o să vă arăt imediat ce fac, ca să vedeți că o să mărim calitatea livestream-ului și nu uitați să ne dați și un subscribe la noul canal de YouTube pe care îl facem numai livestream, pentru că aici avem like și știți că nu putem să facem live. Și uite, haide să vă arăt ce fac. Mi-a venit aici așa, am făcut asta și setup-ul ăsta pentru cameră. Momentan nu prea știu eu să-l fac, să-l montez acolo de la F64, ne-a venit o baterie care ne permite practic să facem live nelimitat și acum aștept să mi se încarce o chestie de genul ăsta acolo ca să putem să facem live stream cu noua cameră 4K, să spărim calitatea live-ului pentru voi, fraților. Deci dacă și voi vreți să intrați pe canalul nou de YouTube, dați voi acolo un like, un subscribe, un share, spuneți și voi în secțiunea de comentarii dacă vi s-a întâmplat să aveți aceste dopuri în urechi sau să vă pierdeți auzul sau să, nu știu, ceva de genul ăsta, habar n-am. Dacă credeți-mă pe cuvânt, e foarte nașpa și e foarte scârbos, probabil o să vedeți din thumbnail. O să pun thumbnail-ul cu ceara aia din urechi pe care mi-am luat-o aseară, la ora 5 dimineața. Am fost la farmacie, la non-stop și efectiv mi-am dat-o odaia cu ceara în urechi și a zis că mi-a luat urechea foc și din alea, știi, gen. A fost foarte, foarte ciudat și am scos foarte mult clay și încă mai aveam. Deci asta mi se pare mega wow, știi? Gen, aveți grijă cu urechile și să nu mai așteptați cu bețișoarea de urechi, pentru că e foarte greșit. Luați-vă un spray de ăla, știi, gen, și dați-vă în urechi. Nu știu, duceți-vă la farmacie și interesați-vă despre chestia asta. Bine? Hai! V-am pupat, mă, și fanilor, sper că v-a plăcut mica noastră aventură, deși nu a fost o mai plăcută, dar Doamne ajută acum. Hai să sperăm că facem și noi asta cu live stream-ul, ca să facem până la 8 live stream diseară. Vă pupă, fatele, respect! De când mă știu, sunt șefan! By the way, ce vreau să vă spun, că am ajuns și acasă cu chestia asta, nu m-am tuns că fără mine n-a avut timp de mine. Mi-am luat o chestie de asta de un spray și nu este niciun fel de reclamă sau ceva de genul ăsta, e primul spray pe care mi l-am luat, fata, sau ceva, de fapt, știți care e faza, nici nu vă arăt ce spray este. M-a ajutat pentru urechea cealaltă, să zic așa, bine, bă, cum scrie pe el, Orosan, căcat, în fine. Mi-am dat cu chestia asta în ureche și zic că de asta se iau de la farmacie și de asta am zis, bă, măcar să vă spun despre ce este vorba, știi, pentru că și mie mi se pare destul de ciudat, știi, gen, adică de ce se numesc bețișoare de urechi dacă nu poți să le folosești în urechi? Adică mi se pare destul de nașpa, știi? Adică are sens ceea ce spun, nu? Și pe de altă parte m-am spus, mi-am dat cu chestia asta cu spray, stai așa un minut într-o parte după ce stai așa și îți fârâi acolo așa, nu știu ce, și îți curge o zămeață de aia, știi? Dacă nu vă duceți să vă faceți asta și vă e frică să vă duceți la medicul ORL. Mi se pare că o consultație este undeva pe la vreo 100...
150 de lei dacă vreți să vă fac o spălătură de asta la ureche. Acum este, depinde de voi dacă vreți să faceți chestia asta. Până data viitoare v-am spus, moșe fainilor, nu uitați să dați un subscribe, un share și un like dacă v-a plăcut ceea ce am făcut noi astăzi. A fost puțin, n-a fost dureros aproape deloc, adică cu asta cu spălătura. Repet și da, dacă veți dați un subscribe și la canalul de Livestream pe care îl găsiți în descriere, o să las acum outro-ul să meargă. Sunt șefanul suprem și am cei mai tari fani. Șefanii mei zic respect.